Bună seara, dragii mei! Este marți. Asta înseamnă că începem un nou episod de podcast. Este ora 20. După cum prea bine știți, decorul ăsta superb pe care l-am realizat cu ajutorul prietenei mele, Anca Stan, designer interior, și cu ajutorul celor de la Muro Design. Domeniile Mitroi, alături de noi, avem vinul pregătit. Oficial de astăzi avem și o vodcă bio, 100% bio, vodka noastră, care se numește Voronskaya. Vodcă, tată, nu glumă. 100% produs românesc. Că dacă fac românii, de ce să nu-i promovăm? Invitatul meu însă din această seară este unul cu totul și cu totul special. În primul rând pentru că mi-este prieten și sunt onorat să-mi fie prieten. Iar doi, vă spun despre el că și-a sacrificat viața și familia pentru a reuși în carieră. A luat-o de mic, n-a știut ce înseamnă să stai pe acasă, ci din potrivă, să fii mai mult timp plecat, să stai în deplasare. Însă a ajuns acolo unde și-a dorit. Pe 24 septembrie are un super concert la Berăria H. De ce? Pentru că aniversează 50 de ani de viață și 40 de ani de carieră. Așa că, doamnelor și domnilor, în fața noastră, în fața mea și a voastră, în această seară, unicul Adrian Minune. Bună seara, bine v-am găsit, bine te-am găsit. Bună seara, bine ai venit. Îți mulțumesc mult pentru prezență, pentru faptul că ai venit. Cu mare drag. Mult mai slab decât ne-am văzut ultima oară. Da, s-au mai dus un pic din guște, s-au mai dus burtica, e bine. Vreo 10 kg? Aproape. Te ții? 7-8 kg. Ai zis așa că după 50 de ani faci o schimbare în viața ta, te faci fotomodel. Am tot căutat să fac o operație să fiu mai înalt, dar nu am găsit. Dar nici nu-ți trebuie. La un moment dat am auzit o declarație de-a ta și spuneai așa, că te-a întrebat cineva: Adrian, dar ai fost vreodată complexat pentru faptul că ai fost mic de înălțime? Și ai spus așa: băi, mie Dumnezeu mi-a dat așa, înălțime mai mică, dar putere mai mare din punct de vedere al... forței. Așa. Da. Și doi, mi-a dat talentul ăsta. Deci n-aș avea de ce să fiu complexat, că a știut el cum se echilibreze toată treaba asta. Atunci cu înălțimea. Cine ar mai răsturna carul mare, nu? Dacă nu carul mic. Ce faci tu? Cum ești? Mare concert, ce faci până ne apucăm să povestim? Da, pe 24 septembrie, biletele sunt încă în vânzare, până pe 26 iunie avem biletele ieftine. După 26 iunie, biletele sunt selecționate pentru o sumă mai mare. Intrăm la categoria VIP. Exact. Da, exact. Pentru că nu avem decât 2000 de bilete și ar trebui să vină oamenii care chiar își doresc să fie lângă Adrian Minune atunci când împlinim 50 de ani. 50 de ani. Half and hundred. 50 de ani de viață, Adriane, cu bune, cu rele. Eu ți-am adus să și mâncăm. Prietenii mei de la Ghets Gastrolab ne-au adus aici niște platouri. Da, dar tu tocmai ce ți-ai făcut un gastric sleeve. Nu mai iau ochii de la ele, nu știu ce să mănânc mai repede. Dar având în vedere că eu o să iau decât de 2 ori, dar nu acum, poate după emisiune. Uite, avem și prăjituri. Cei de la Noria Coffee Studio ne-au adus și prăjituri. Văd aici. Avem tot ce trebuie și începând de astăzi avem aici, dacă îți place mai pe oriental, desert oriental, prietenii noștri de la Knafeiada ne-au adus aceste două produse, un knafe și un kataif. Uite-le aici. Deci dacă vrei pe oriental, avem de toate. Să te simți bine. Dragul meu Adrian, aș începe cu începutul vieții tale. Eu mi-am notat aici că, știi cum e, să nu greșesc și să nu-mi scape nimic. Începutul vieții mele își trebuie o lună de emisiune. Aici stăm. O lună de emisiune. Unde să ne grăbim? Tu ești prietenul meu drag și întotdeauna am avut plăcere să fiu lângă tine. Și ți-am promis că vin și am venit. Îți mulțumesc mult de tot. Și să știi că am vrut să punctez asta, faptul că ești un om de cuvânt. Și nu știu... Că, apropo, mai contează în ziua de astăzi să ai cuvânt? În viață eu am realizat și am luat de bază, când doamna învățătoare mi-a spus că meseria e brățara de aur, am respectat banii oamenilor pentru că suta lor este mia mea și așa am realizat să fiu, nu spun eu că sunt numărul 1, ci publicul, și dacă nu sunt numărul 1, pentru public, cel puțin pentru copiii mei, și în casa mea trebuie să fiu numărul 1, adică cel care dă primul bani. Cum i-ai spus tu lui Carmen la un moment dat, uite-te la mine, aici scrie că sunt un cec în alb. Cec în alb. Da, așa, deci seriozitatea câștigă întotdeauna și asta am învățat de la prietenii mei, am învățat de la Costel Trompetistul, de la George Udilă, de la Fulgerică, de la Ionică, oamenii mai în vârstă cu 5-6 ani decât mine, care atunci când am mers la o treabă a trebuit în primul rând să fie seriozitate. Bă, ai promis că te duci, ai luat bani, nu ai luat bani, trebuie să te duci. Da? Așa cum ți-am promis ție că vin, prietenii mei de la Chișinău mă așteaptă acasă, probabil că se uită la noi. O să uită la noi. Dar cuvântul este cuvânt pentru tine. Dar cuvântul este cuvânt, da? Chiar dacă ai ajuns pe cele mai înalte... Apropo, iartă-mă că ți-au vorba, trebuia să ajungă frizerul, nu a ajuns și mi-a dat cu un pic de gel în cap și am venit la tine. Am zis, las că mă tunzi mâine, ca să ajung la tine la ora care ți-am promis. Indiferent de... Chiar dacă cel care ți-a promis ție că va veni la tine... Frizerul a rămas în... Deci el nu s-a ținut de cuvânt? A rămas în trafic pentru că... Era blocat în trafic. Era ora 6:40 și am zis la 7 să fie la mine. El a zis că ajunge la 7:15. Nu, eu am plecat la 7 de acasă. În momentul în care ajungi în cel mai înalt vârf al carierei tale, cum ești tu, în momentul ăsta eu nu cred că există român, și nu numai român, dar român, indiferent de vârstă, care să nu știe cine e Adrian Minune. Nu cred. Adică copilul de 10 ani, dacă îl întreb, știe cine este Adrian Minune. Dacă ne referim la generația 25-30 de ani plus, cred că nu există român care să nu-l aibă pe Adrian Minune în casă, pe un CD, pe o casetă și așa mai departe. În momentul în care ajungi la nivelul ăsta și dai o țeapă, de exemplu, bă, nu mai pot să vin, sau lasă-l, bă, că nu mă mai duc, că nu... Te afectează? Te-ar afecta pe tine, Adrian Minune, dacă ai face asta? Mie mi s-a întâmplat o singură dată în viață, atunci când am venit din Anglia și mi-a fost un pic greu că am cântat într-un foarte mare curent. Am avut o diverticulită, m-am umflat un pic la abdomen. A trebuit să ajung la Craiova și l-am trimis, nu în locul meu, că sună urât, l-am trimis să mă salveze pe Florin Salam. A ajuns finul acolo și m-am salvat. Dar nu am lăsat oamenii fără nuntași, fără lăutari. Cântăreți. Da? Și nu aveam de cântat decât o oră. Mai ales să fii de bază. În niciun caz. Asta s-a întâmplat de curând. Cred că acum 2 ani, un an, 2, te-am sunat eu. Acum un an. Te-am sunat când scriau în presă că ți s-a întâmplat ceva și ești internat și m-ai asigurat că totul este în regulă. De acolo, adică un direct, am făcut un live de acolo ca să vadă cei de la Craiova că nu... Ai vrut să te scuzi? Da, că este adevărat că mai aveam un pic și ajungeam la operație. Dar tot datorită domnului profesor Copăescu și mulțumesc pe această cale și ție îți mulțumesc că mă pot exprima în emisiunea ta, în podcastul tău. Îi mulțumesc pe această cale că m-a scăpat și de diverticulită, că m-a scăpat și de gresimea care mi spânzura organele, ficatul, plămânii, mi-a mărit diafragma, vocea mi s-a schimbat și de la telefon. Adică când vorbesc cu tine, vorbesc cu altă voce. Eu acum sunt un pic răgușit pentru că am cântat în curent și nu e o scuză, dar nu e vocea mea normală. Și vreau să-i mulțumesc domnul profesor Copăescu și tot staffului și cei care vor să facă această operație în drum. Da? De gastric sleeve. Da, și domnului diaconu vreau să-i mulțumesc. Sunt niște oameni, după Dumnezeu, sunt următorii. Sunt extraordinari. Toți medicii cred că m-am născut a doua oară. Eu o să slăbesc decât 17 kg. Domnul profesor mi-a dat scris. Bă, uite, atât o să slăbești. Pentru că la înălțimea mea, ce-ar fi să slăbesc 40 de kg? Ar fi urât. 40 de kg, da. Sunt foarte fericit. Copiii mei sunt bine. Nepoțelele mele sunt foc de ele. Și de Sofie și de Noa. O să vorbim despre toate astăzi. Până una alta, însă, dăm voie să punem un pahar de vin. Ca să începem ușor, ușor, cu dreptul, pentru că vreau să te cunoască oamenii așa cum poate n-ai mai povestit până acum în alte interviuri. Probabil că n-ai avut timp. Am văzut că nu prea ai fost așa la foarte multe podcasturi de genul ăsta. Te-am văzut la Shelly cu Carmen, un alt gen de podcast, un detector de minciune acolo. Și acolo am ajuns tot datorită lui Carmen. La mulți ani, bine te-am găsit, frățiorul. Îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Sunt onorat să... Nu, eu sunt onorat că ești la aici. Tine în emisiune, cu o masă așa bogată, cu oameni deosebiți. Mulțumesc mult de tot că ai venit și să începem. Adrian Minune, care la început era doar Adrian Simionescu și despre care oamenii știu că s-a născut în Ștefănești. Nu, m-am născut pe strada Turnoaifă la numărul 4, în spatele Circului de Stat. În București. București. Tu acolo ai și stat. Am stat o perioadă. La părinții tatălui tău. Da. Ai stat în București și la școală ai fost tot în București până la un moment dat când te-ai mutat în Ștefănești. Am fost un pic migrator, ca romii. Doar că eu nu am avut căruță, a avut bunicul meu. Mi-a plăcut viața de la țară, pentru că oamenii sunt altfel la țară. Nu spun că... Trăiesc viața altfel. Poate am greșit un pic. Trăiesc viața altfel, da. Totul este bio, totul este... Era probabil că acum și pământurile noastre nu mai... Nu mai sunt ce erau odată. Nu mai sunt ce erau odată, da. Degeaba cum sădești roșii, cartofi, legume, da, castraveți, vinete. Tot există un pic de chimical. Făceam salata din curte. Da, și mi-a plăcut viața de la țară. Un pic mai libertin, școala era... Am fost la școală și în 255 la Ștefănești, am fost și în 28 și în 41. De asta am spus că am fost migrator. Eu am locuit unde a locuit mama. Ai spus că ai locuit unde a locuit mama pentru că tu ai rămas fără tatăl tău de la vârsta de 4 ani. Da. Și asta pentru că mama ta a luat decizia de a se despărți de tatăl tău. El era un tip destul de violent din ce ai povestit la un moment dat. Da. Tu însă m-ai surprins într-un interviu în momentul în care ai spus nu știu câți m-ar crede dacă spun că am amintiri de la 4 ani, dar în același timp eu am amintirea că în anul 77... Când aveam 3 ani... S-a întâmplat cutremurul. Cutremurul, da. Și... Eram în dreapta tatălui meu și a crăpat tavanul, tata m-a luat în brațe și a ieșit cu mine afară. Și ții minte lucrurile astea? Da. Mi-a rămas marcat așa în minte pentru că probabil m-am speriat, nu știu, da? Știu și când se mișca patul cu noi și ce sobă aveam și cu ce ardeam în sobă, pentru că ele nu erau calorifere pe timpul ăla. Tu ai fost un copil amărât sau modest? Aveai ce-ți trebuia? Măi, strictul necesar, să zic că l-am avut, dar la bunicii mamei. La bunicii, nu la bunicii mamei, la părinții mamei, la bunicii tăi din partea mamei. Tatălui, am fost amărât. În partea cealaltă am avut strictul necesar. Ce înseamnă amărât? De Moș Nicolae n-a mai venit și cu o cămașă, a venit doar cu cioropei. Da? La un moment dat, apropo de asta, povesteai că tu ai fost Moș Crăciun pentru familia ta, chiar dacă erai mic. Și pentru mine. Pentru că la vârsta de 6 ani am început să fac bani. Cum e să spui cadouri singuri? Noroc. E mișto. E mișto să-ți faci cadouri singur. În momentul în care le făceai cadou al tăi de sărbători, era o mare bucurie în sufletul tău pentru că ai reușit. Toți copiii am trecut până asta. În momentul în care reușești să-ți faci părinții fericiți, bunicii fericiți, să spui, uite, domne, din banii mei a venit Moș Crăciun. Dar în același timp... Eu am făcut mai mult de atât. Eu am fost un copil care mi-a crescut părinții. Foarte greu. Normal, părinții trebuie să-și crească copiii. Iar eu mi-am crescut cu părinții. Tu de la vârsta de 6 ani ai continuat să aduci bani în casă de fiecare dată? Da. În momentul în care mergeai la cântări? Înainte să cânt am găsit 10 lei. Și am pluchizat de pâine. Să duci acasă? Da. Nu mi-am luat tip-tip, nu mi-am luat turbo. Da. știai că nevoile ale tăi erau mai mari decât nevoile tale. Nevoile unui copil normal la vârsta aia. Eu așa am simțit. Probabil că așa am crescut, așa am văzut. Voiai să-i vezi pe ei fericiți? Asta te făcea pe tine fericit? Probabil dacă... vreau să egalez ceea ce lipsește sau să umplu ceea ce lipsește. Te-au bătut vreodată ai tăi când erai mic? Depinde ce înseamnă bătaie. De părinte. Cum am luat toți. Certat, să zic așa. Mai mult eram bătut la școală. O riglă peste mână, așa. Mama mai mă împingea, mai... O palmă. Dar bunicii îți luau apărarea în momentele în care mama ta te certa? Mama nu prea sta cu părinții. Mama asta singură mereu. În momentul în care veneai de la cântări, aveai 6-7 ani. La și erai obosit. Întreabă. Aveai momente când mama ta te lua în brațe și doar te mângâia? Eu am fost mai rebel așa și la 6 ani îmi luam singur bidonașul de 5 litri și mergeam și stăteam la coadă la gaz ca să încălzească mama. Ai fost bărbat de mic. Da. De la cine ai avut instinctul ăsta de bărbat? Așa, de sus. Bănuiesc că la 5 ani nu poți să ai un model. În condițiile în care tatăl tău la 4 ani a plecat din viața ta. Mama s-a recăsătorită. Da, nu la 5 ani. Mama s-a recăsătorit când aveam 6 ani. Cu fratele lui tata. Cu tata al fratelui meu. Lumea nu știe că eu cu fratele meu nu suntem frații de același tată. Sunteți doar de mamă? Da. Ah, ok. Și... Acum am înțeles. Deci mama ta s-a despărțit de tatăl tău când tu aveai 4 ani și 2 ani mai târziu s-a recăsătorit cu tatăl lui Marian. Da. Fratele tău. Da. Deci voi aveți aceeași mamă, dar tați diferiți. Da, dar și... suntem un aluat de frați care, de carne de astea, de oameni din ăștia care noi ne iubim mai mult ca frați. Eu l-am crescut pe fratele meu, iar el acum mă crește pe mine. E lângă tine în permanență. Normal. Este mâna ta dreaptă, oriunde îi merge. Da. Care este diferența de vârstă între tine și fratele tău? 10 ani. Deci când tu aveai 10 ani, el s-a născut. Și atunci am luat nota 4 la purtare, pentru că trebuia să ajung la Cântarea României, iar eu trebuia să stau cu el pe picioare. Îl legănai să doarmă? Da. Pe fratii tu? Da. Wow! La un moment dat, fata lui Teo Trandafir, Maia, a spus așa. Teo era geloasă pe ea când era mai mică, că ea băga în seamă, copil, pe toată lumea. Și la un moment dat, când Maia s-a prins, i-a spus lui Teo, nu știu dacă aveam voie să spun asta, dar Teo mă iubește și o să mă lase. Și eu iubesc. Mi-a spus exact, i-a spus așa, mami, eu am o inimă mare cât China. Pot să iubesc pe toată lumea, inclusiv pe tine, nu trebuie să mai fii geloasă. Pare că tu, Adrian, ai o inimă mare cât China. Cu toate că nu lași să se vadă treaba asta. De fiecare dată ai vrut să arăți imaginea asta de bărbat puternic, cel care ia deciziile, cel care conduce. Dar... Nu doar am și făcut asta. Eu mi-ai pus o întrebare mai devreme dacă e greu să ajungi să fii numărul 1 sau cum mi-ai spus tu. Eu m-am ridicat foarte greu ca să fiu numărul 1. Am cântat prin grajduri, am cântat câte 3 zile. Dormeam luni seara și mă trezeam vineri. Pentru că eram copil. În sensul drept al cuvântului. Și toate astea m-au marcat într-un fel și de aceea rezist de atâția ani și țin steagul acolo sus, că e foarte greu să te menții. Eu nu am venit peste noapte, pentru că cei care vin așa și așa pleacă. Veniți ușor, plecați ușor. A fost și un film așa cu... Ca ciuperca după ploaie. Exact. Ce a ieșit? Da, și îmi doresc să-i țin pe ai mei și Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată. Atunci când am zis că n-am, atunci mi-a dat. Ești un tip credincios? Da. Ce înseamnă credința pentru tine? Mergi în fiecare duminică la biserică? Poate sunt un pic arogant acum. A venit biserica la mine. Dezvoltă-te, rog. E greu. Au venit doi îngeri prima dată și la urmă chiar a venit Dumnezeu. L-ai văzut pe Dumnezeu? Da. Ce-au vorbit îngerii știu și ce-a vorbit Dumnezeu nu. Dar a venit Dumnezeu. Iar imaginea aceea e pe spatele meu. Ți-ai făcut un tatuaj. Da. Cu niște trepte. Da. Cu Dumnezeu. Doi porumbei. Da, ei sunt foarte sus, iar eu sunt jos, în genunchi, mă rog. Ai avut un moment în care ai simțit că pierzi lupta cu viața? Da. De curând? Nu, dar am avut multe cumpene. Adică în următoarea secundă am crezut că nu mai... M-am lăsat în mâinile lui. A fost atâta durere încât a trecut de punctul ăla, tot G se numește. Da? Se măsoară puncte G. Durerea. Plus că a trecut de 7G, 8G. Așa, de dură. Dar după ce te doare foarte tare, dar după aceea nu te mai doare deloc. M-a lăsat în mâinile lui. Ai avut vreun moment în care te-ai rugat la Dumnezeu și lucrurile nu s-au întâmplat cum ai crezut? Nu. De câte ori m-am rugat, mi s-a îndeplinit. Te iubește Dumnezeu? Da. Și te ales de Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat harul cel mai mare, vocea, că de-aia spuneam eu ce când alb, ce glumeam eu cu copiii. Glumă adevărată. Mi-a dat o soție care, indiferent cât de mult am greșit, pentru că sunt un păcătos, e lângă mine. O să ajungem și acolo. Când erai mic, vreau să mă întorc puțin. Te rog. Ai spus așa, eu n-am avut biberon. Da. Eu n-am avut de niciunele. Cât de greu e să fii un copil care n-are nimic și cu toate astea să fii conștient că tu de la 6 ani trebuie să iei căruța, să pui șaua și să spui hamurile și să... În condițiile în care tu n-ai avut nimic. N-ai avut biberon când erai mic? Da, plecăm de aici. Nu am avut biberon, am avut un colț de cârpă cu zahăr și cu apă, care sugeam până se albea colțișorul ăla, în loc de biberon. Adrian, o să te întreb ceva ce probabil nu te-a mai întrebat nimeni. Sau poate dacă te-au întrebat... Te rog. Dar vreau să fii sincer. Da. La ce vârstă ai avut pentru prima oară un tort de ziua ta și să sufli în lumânări? Dar tort. Aici nu mai nimerit, știi de ce? Pentru că bunicul meu, tatăl din partea tatălui meu, lucra la un mare hotel, unde era o mare cofetărie. Și ne aducea prăjituri acasă și tort. Deci ai avut norocul ăsta? Am avut norocul ăsta, da. Și de ce? Pentru că... Chestia cu cadourile, ce-am spus și eu și că nu am primit cadouri, este pentru că bunicul, domnul Simionescu, nu obișnuia să ne facă cadouri. Era un tip mai dur? Dar nici nu mă așteptam. Pentru că la vârsta de 3-4 ani nu știi ce să ceri. Chiar dacă mi-aduc aminte de cutremur, chiar dacă mi-aduc aminte că împrumutam bicicleta vecinului, chiar dacă mi-aduc aminte de verișorii mei, de la vârsta aceea, chiar dacă mi-aduc aminte când m-a furat mama de la tata. Cum? Când s-au despărțit? Da. Apoi m-a furat tata de la mama. Erai o minge de ping-pong. Ăsta e adevărul. Dacă suntem la tine la podcast, trebuie să spunem adevărul. Eu am câștigat în viață prin a fi natural. Probabil și de aceea la fiecare emisiune sau unde merg eu, lacrimile curg, pentru că eu sunt artist. Am sufletul prea mare, cât Casa Poporului sau cât... China, a minima cât China. Pentru că îmi aduc aminte cu plăcere, nu plâng că îmi pare rău de ceva. Sunt sentimental, eu depun suflet artistului sau cei care pictează, cei care fac sticle din foc, cei care fac săbii din foc, care... Ăștia sunt artiști și dacă nu depui suflet, dacă nu plângi, nu ești artist. Revenim iar puțin. Cum ai spus, că era o luptă între ei, iar tu erai cumva punctul familiei, doamne, l-am luat la mine, trebuie să te întorci după el. Sau... Astea s-au întâmplat atunci, chiar când s-au despărțit, că nu puteau să trăiască fără mine. Te-au iubit amândoi. Dar până la urmă tata, pentru că a treia oră când m-a furat mama de la tata, s-au întâmplat niște discuții, niște dispute între ei. Tata a căzut de comun acord să rămân la bunicii mei pentru că avea o stare financiară mult mai bună. Bună. De aceea am spus că stictul necesar l-aveam la bunicii mei, adică stăteau la o curte mult mai mare decât aveam curtea la în spatele circului pe turnul Eiffel la numărul 4. Un lanț de dormitoare cum suporta atunci în formă de U, bucătării, chestii ce... Aveai tot ce trebuia. Aveam strictul necesar, da. Te-ai luat de cântat. Cine ți-a descoperit talentul? Doamna învățătoare, la vârsta de 6 ani, întreabă, s-au întrebat pe timpul ăla, unde lucrează taică-tu? Maică ta, unde lucrează? Tu știi să faci ceva, știi să pictezi, știi să scrii, știi să cânti, știi să... Și am zis, da. Și deja la 6 ani am depistat că sunt forță din punct de vedere vocal. La vârsta de 10 ani deja eram prim solist la Cântarea României. Pe timpul lui Ceaușescu, dragii noștri ascultătorii și cei care ne urmăresc ar trebui să știe că acesta era cel mai mare spectacol posibil al României. De aceea se spunea Băbește, Cântarea României. Prima ta piesă, piesa lui Tudor Gheorghe. Îl iubesc pe Tudor Gheorghe. Sunt fan de mic. Și de aceea știam și piesele lui. Și ca artist, ca mare artist, Tudor Gheorghe, un unicat, Dumnezeu l-a ales. E cel mai mare pentru mine. Copilăria ta a avut reguli stricte? Da. Bunica mea m-a învățat 3 reguli. Să nu fur, să nu mint și 4 ani nu mai mi-aduc aminte. Iar pe primele 2 le-ai mai încălcat? Și ultima, la ora 10... La ora 10 să fiu în casă. Deci le-ai încălcat pe toate 3. Da. Te-ai furat, când erai mic. Da. De mințit am mințit. Ai mințit? Na, că se mai întâmplă, știi cum e. Și la ora 10 tu abia te duci la cântări. Deci... Ai respectat. Iartă-mă, mamaie, iartă-mă, tataie. Iertați-mă, buniciule. Iertați-mă, mi-ați dat 3 reguli în viață, le-am respectat pe toate 3. Da. Hai să mai dăm un noroc, dacă tot ne-am apucat, că de-abia de acum încolo începe interviu. Eu beau mai încet pentru că nu am voie. Dar de dragul tău și al sponsorilor noștri, cu mare drag, Sarumana din suflet. În primul rând, numește vinul? Domeniile Mitroi. Uite, aici avem. Foarte tare. Așa, uite. Și astăzi avem un Sauvignon Blanc. Un vin alb sec. Poate ne sponsorizează și pe noi la restaurant, că deschidem și noi restaurantul, nu? Da, apropo, da, deschizi treaba? Da. Mai nou, tot așa citeam, da, dar nu-l deschizi tu. Nu. Îl deschide soția. Da. Că ea este, că tu ai spus, domnule, aduc bani, ea este managerul. Ea știe ce să facă cu ei. Ea știe cum să-i gestioneze. Stâlpul meu cel din spate. Apropo de stâlpul meu cel din spate, fii atent aici că mi-am notat. De 20 de ani, Stanley te susține, așa că profită din plin de fiecare beneficiu pe care ți-l oferim și online și în agenții. Cote mărite, mega avantaj, cash out și multe altele. Hai la Stanley Bet și distrează-te responsabil. Stai așa, stai așa, că am notat aici undeva. Unde-i mă? Stai, că acum te bag în zona aia de întrebări mie. Aici. Te rog. Alex, ajută-mă, te rog, că vine momentul. De drum. La vârsta de 15 ani ai tăi, da. 13 ani ai lui Cati, ați decis să plecați împreună. Da. O să ne întoarcem la această poveste. Iar Cati povestește într-un interviu, într-un podcast pe care l-am văzut, la În Oglindă cu Mihai Ghiță, spune așa. Când eu am decis să mă căsătoresc cu Adrian, da, i-am spus 3 condiții pe care vreau să le îndeplinim amândoi. Și spune așa, citez, 1. Nu, a spus că a avut 3 principii de viață. 1. Adrian, nu vreau să mai faci nuntă cu nimeni altcineva în afară de mine. Da. 2. Niciodată nu vreau ca copiii noștri să aibă alți frați din alte escapade de ale tale. Da. Și 3. Vreau să rămâi lângă mine orice s-ar întâmpla, să nu mă părăsești niciodată, nici eu pe tine și nici tu pe mine. Întrebarea mea este... Te ascult. Cati, este totul pentru tine? Da, este. Este totul pentru că dacă Dumnezeu a ales-o pentru mine, eu, da, eram îndrăgostit de ea. Și ea de mine pe timpul ăla. Dar ea a hotărât să plecăm împreună. Și acum e îndrăgostită de tine, credem. Da. Ce-am văzut eu în ochii ei? Ea e foarte deșteaptă. Îi merge bine mintea, rău de tot. Dar până acum nu prea am lăsat eu. Da, se descurcă, deșteaptă, nu? Era olimpică. Da. Păi eu îmi făceam lecțiile la ea în clasă. Și asta pentru că în momentul în care voi v-ați cunoscut de fapt, tu te-ai mutat la școală în Ștefănești. Da. Erați în aceeași școală, tu însă erai mai mare, da. Erați în altă clasă, da. Și cu toate astea te duceai la ea în clasă și nu mai voiai să pleci. Păi se făcea prezența. Și pe mine nu mă striga nimeni să zic prezent, că nu eram în catalogul respectiv. Dirigintele meu mă știa. Domnul Simionescu, ce culoare asta în ultima bancă? N-am putut să rezist, domn profesor. O iubesc, vreau să stau lângă ea. Da, da. Cât de tare ai iubit-o? N-am iubit-o, o iubesc. Dar atunci. Făceai absolut orice era nevoie pentru ea? Da, și acum fac. Ai fost în stare de orice? Da. Într-o dimineață, aveai 15 ani, tu 17 ani, te-a trezit din somn de la bunica ta și ți-a zis, Adrian, plecăm acum. Da. Și tu i-ai spus, glumești sau zici? Da. Am crezut că glumește. Mai hotărâtă ca tine. Da. Așa e și acum? Da. Eu m-am operat ca să slăbesc, iar ea se uită la mine și slăbește. E foarte ambițioasă. Doamne ferește să stăi cu ea. Bine, eu mai o cert sau mai ne certăm. Așa e frumos. E atât de ambițioasă. Cum? Eu m-am operat și ea, până acum nu a slăbit. Acum slăbește mai repede ca mine. Mănâncă o roșie și un pic de brânză. De la restaurantul ăsta. Da, e foarte ambițioasă. A slăbit foarte mult. Eu am slăbit 7 kg, ea a slăbit 10. Fără să opereze. Zice, dacă tu slăbești, eu cum să fiu mai grasă ca tine? Așa este bine o femeie, unei femei. Acum câțiva ani, cred că 4, m-ai sunat. Eram în mașină și mi-ai spus, bursucule, trec prin cea mai grea perioadă a vieții mele. Și te-a bușit plânsul. Eu nu te mai auzisem până atunci plângând niciodată. E greu. A fost momentul în care omul cel mai important din viața ta, Cati, se îmbolnăvise. Da. A fost singurul moment, noi ne cunoaștem de 20 de ani, când te-am văzut, ți-am văzut disperarea în ochi. A fost vreun moment, atunci, când ți-a fost frică că o pierzi? Da. Dar nu mi-am pierdut speranța în Dumnezeu. De când a apărut YouTube-ul, eu n-am încasat pe lună mai mult de 100-150 de milioane. În perioada aia mi-a intrat câteva miliarde. Nu că n-aș fi avut bani, dar semnul de la Dumnezeu. Uite, du-te în Turcia, du-te la doctorul cu tare. Mulțumesc domnului Budeanu pentru că m-a îndrumat către spitalul respectiv. Mi-a costat foarte mult, dar nu contează, pentru că foarte mult a fost puțin. În momentul când simți că-ți fuge pământul de sub picioare și orice bloc care l-ai construit pentru tine este razant cu pământul. Când simți că orice ocean seacă. Când simți că nu mai curge sângele. Ăla a fost un moment în care ai simțit că Adrian Minune nu mai are forță? Da. E greu. Am trecut printr-o perioadă, chiar am făcut și un live. Și le-am arătat fanilor, vedeți ce am construit toată viața, în secunda a 2 nu mai ai nimic. În secunda a 2 nu mai ai nimic. Când îi se întâmplă persoanei dragi, puțin spus drag, un cuvânt din 4 litere, care înseamnă infinit. E rău. Și să-i se întâmple în curs de câteva ore, să-i se întâmple astea două chestii care s-au întâmplat, eu vreau să le mai pronunț. Mai ții minte cum ți-ai dat seama că este rău? Aleșinat sau ceva? Nu mai știu exact. A zis că e rău, am luat-o pe brațe, am dus-o la balcon. Era acasă. Stăm noi, da. Și curgea pur și simplu apă din păr. Transpirase? Da. Atunci ți-a spart vasul acela. Și s-a rezolvat. Am trecut peste, am nimerit la cel mai bun doctor și îi mulțumesc pe această cale. Are un nume turcesc și nu mi-aduc aminte, îmi pare rău că nu pot să-i spun numele. Cati știe și copiii mei. S-a întâmplat în momentul când s-a operat ca eu să intru pe ușa din Turcia, pentru că ea știa că eu sunt ocupat, iar s-a anulat în seara aia nunta. Atunci, ziua aia, nu s-a mai făcut. A fugit mireasa, s-a fugit generică, nu s-a întâmplat. Iar eu imediat am luat o mașină, am fost cu prietenul meu de la Constanța, cu băiatul lui Sedan. Am emoții acum și de aceea nu... Eu n-am mai avut emoții de când eram mic. Uite, azi în emisiune de emoții. Da, cu băiatul lui Sedan. M-am urcat în mașina el și am fost în Turcia, el e turc. Și te-ai dus la spital? Și am intrat peste ea în rezervă. Wow, crezi că asta i-a dat putere? Ca în filme, da. Exact înainte să intre în operație. Da, am intrat peste ea. Crezi că asta a ajutat-o mult după, nu? Faptul că tu ai fost acolo. A ajutat-o enorm. Mi se pare, în momentul când știi că e din anestezie și cel drag nu e lângă tine, parcă e din doit. Dar când e el, bă, ăsta face ceva să mă trezesc. Sunteți unul pentru altul, Adrian. Din doi oameni mici ai și tu mare. Crezi că fără Cati pe lumea asta mai are rost să trăiești? Nu. Nici nu. Pentru copiii tăi? Nu vreau să ajung aici, Eu i-am dat, l-am tras pe băiat deoparte atunci când era soția bolnavă. Pe Adrian? Da. Și mi-a zis el, știu ce vrei să-mi zici. Ce? Că dacă pleacă mama, tu pleci cu ea? Copiii sunt foarte conștienți de dragostea voastră. Da. Atunci mi-ai spus, bursucule, Cati mă iubește ca o cheie din cap. Dar vreau, nu știu dacă îmi permis să spun, e un secret al nostru. Te rog, te rog. Dar vreau ca tu să vorbești cu Teo și vreau să-i facem o emisiune cadou, o surpriză, ea să nu știe. Da. Vreau să vină copiii cu toată familia. Da, da. Ții minte? Da, după ce s-a făcut bine. Aminte, da, da, da. Și vreau să-i promit în emisiune că am să fac tot posibilul să nu-i mai greșesc. Și că de acum încolo am să fiu lângă ea atunci când ea o să aibă nevoie. Și acum vreau să te întreb. Când i s-a întâmplat și i s-a făcut rău și ai trecut până toată perioada aia, că ai ajuns la spital, că te-ai simțit cumva vinovat în interiorul tău pentru ce i se întâmplă? Da. Ți-ai pus vina pe umeri? Da. Sunt vinovat. Asta e adevărul. Îmi recunosc faptul. 90% din ce i s-a întâmplat este datorită mie. Pentru că atunci o femeie când are nevoie de ceva, el trebuie să fie lângă ea. Și atunci vine vorba unui coleg de-al meu. Dacă îl vedeți pe undeva, spuneți-i că nu sunt bine. Și atunci dacă nu-l vedeți, acum spun eu, cum e? Rup după tine. Nu? Să îi se întâmple ei ceva și tu să nu știi. Și tu să chefuiești, să fii în alte părți. Nu am fost băiat bun la viața mea. Din punct de vedere la ce ai spus tu mai devreme. Dar acum am avut alte schimbări, s-au întâmplat multe chestii în viața mea și toate decurg. După cât ai făcut în viața ta și tot recunoști toate lucrurile astea, da, și ești conștient de ele. Da. Tot ai declarat la un moment dat că tu, dacă ai fi fost Cati, l-aș fi stat cu mine. Da. Eu n-aș fi trăit cu Adrian Minune. Nu știu adevăr. Cu Adrian Simionescu. Da. Nu am fost un băiat bun și nu sunt un băiat bun. Sunt cel mai mare păcătos în fața lui Dumnezeu. Crezi că te iubește mai mult decât poate o iubi un om normal? Ea? Da. Mi-a dovedit că mă iubește decât. Nu crezi că a stat cu tine doar pentru copii? Nu, bineînțeles. Dar aici intervine Dumnezeu 60%. Pentru că eu am spus, Dumnezeu mi-a dat un har de a cânta și al doilea este ea. Revin puțin la principiile astea. Te rog. Nu vreau să faci nuntă cu altcineva în afară de mine, cred că nu e cazul. Și nici nu am făcut. Nu cred că e cazul. Eu puteam să fiu cetățean american de la 20 de ani, cu acte în regulă. Am sunat-o și i-am spus, pentru că pe atunci se cumpăra cu 10.000 de mărți, de dolari, pardon, în 2002. Și mi-a zis, nu ai voie să faci așa ceva. tu ești român, vii acasă în România și faci nuntă cu mine. Și nu m-a lăsat să-mi fac acte de America sau de... Te-a luat vreodată nebunia să pleci de acasă? Da. Au fost momente când n-am mai suportat și a trebuit să plec undeva, să stau 4 zile, 5 zile singur. Nu. Nebunia la modul gata. Vreau să divorțez, vreau să-mi văd de... Nu, asta e de oameni nebuni. Nu, n-ai avut niciodată asta. Păi cum să divorțez dacă eu oricum fac ce vreau? Ce să fac mai mult decât... Cati, vezi că am plecat la treabă. Mă duc la treabă, vin acasă. Tot ai declarat că eu sunt persoana care am ieșit într-o zi să duc gunoiul și m-am întors acasă după 3 ani. Sau după 13 ani. Da, și am tot așteptat. Bă, nu mai vine asta cu gunoiul. Știi bancul cu ăla, da, cu melcul? Da. Nu cu melcul. Nu-l știi? Nu. Zice, unul tot așa, stătea în casă, știi? Și îi spune, iubitei, dragă, dar de ce ești așa supărată? Las-mă în pace, nu vreau să te mai văd, nu știu. Dragă, dar te rog eu, hai să ne împăcăm, las-mă în pace. Și dragă, dar n-ai nimic, așa, uite, să-ți fac ceva, ba da. Uite, dacă reușești să te duci să-mi aduci niște melci, să facem o supă de melci, te iert. Bine, Doamne, se duce asta la piață, bineînțeles. În drum spre piață zice, bă, da, Georgiana mea, că ești gura ei, n-am mai văzut-o de... Și se oprește la Georgiana, pac, trece o noapte. A doua zi se trezește, zice, bă, melcilor nevastă mea, dă să ducă spre piață, zice, aolea, dar Ramona, că n-am mai văzut-o pe Ramona. O sună pe Ramona, se duce, pac, toată noaptea. Mai trece o zi? Dimineața zice, bă, dar melcilor nevastă mea, eu idiot. Când da, Cristina, ai păcat-o ea, știi că... Se duce următoarea zi, pac, pe care a treia zice, bă, trebuie să mă duc acasă. Și zice, stă acasă, frumos, hap, deschide ușa la casa aia, soția plină de... Supărată. Băi, nenorocitul, șt! Hai cu tata, hai! Hai cu tata! Așa și tu! Așa și tu, știi? S-au oprit de la aglomerație. Pentru că vreau să ieși puțin din emoții și am ieșit cu bancul ăsta. Vreau să știi că noi ne-am interesat, ne-am documentat aici în podcast, întâlnirea noastră, încercăm să surprindem invitații plăcut. Și prima surpriză pentru tine, dacă îmi permiți, Cipriane, este următoarea. Fii atent. Să vedem dacă noi te cunoaștem sau cei care ne-au dat informațiile te cunosc. Avem aici un cadou, o surpriză, care să-ți aducă aminte de copilărie. Biberon n-aveai, deci nu ți-am adus biberon. Ce crezi tu că ar putea fi aici ceva ce să-ți aducă ție aminte de copilărie și să-ți placă și acum? Cartofi prăjiți. Avem aici. Dăm un indiciu. Hai, e ceva de mâncat. Da. Dar ceva ce-ți place ție tare. Ai top 3, așa mi s-a spus. Top 3. Păi mă dau bătut. Nu știu. Mâncare de cartofi, nu? Da, bun. Poți să gusti? Te rog. Bun. Să-mi spui dacă este top 3? Da. Deci am așa să știi că... Am cu zeamă de varză și cu pâine caldă. Și nu mai ai voie să mănânci acum. Asta e, da, uite, o las aici. Așa că poate știi cum e, mai poftești, mai iei, mai iei câte o gură, mai... Bun, și vasul e mișto. Așa, Ciprian, te rog mult de tot să pregătim următoarea surpriză pentru puțin mai târziu, că mai avem. Abia ne-am încălzit. Deci te-am prins cu mâncarea asta de cartofi. Este ce... Ai văzut că am zis cartofi prăjiți și ceva cu cartofi. Ceva pe acolo, în apropiere. Așa. Despre Cati am vorbit. Și de la Cati se face legătura către copii. Da. Bucuria ta. Prima venită pe lume, Carmen. Da. La 21 de ani ai lui Cati, 23 de ani ai tăi, a apărut Carmen pe lume. În momentul în care s-a născut Carmen, ce a simțit Adrian Minune? Bucuria cea mai mare, bineînțeles. E cel mai frumos când soția rămâne gravidă. Pentru mine, unul. Nu am dat naștere unui copil, soția n-a dat naștere unui copil care nu are casă, nu a avut... Aveați tot ce vă trebuia la vârsta aia. Întâi ne-am cumpărat casă, Nu am fost un băiat bogat. Nu am avut... M-am născut să-mi dea tata mie un apartament sau mama sau cineva. Nu, că voi v-ați mutat într-un apartament prima oară. Nu, prima oară tu cu Cati v-ați mutat la... Cu chirie prima dată. Nu. Prima oară v-ați mutat, da, cu chirie, dar asta prima oară la bunici. 14, sau unde asta? La mătușe, la o mătușe. La o mătușe, da. După aia v-ați dus și v-ați luat cu chirie, dar atenție, v-ați luat cu chirie și stăteați în casă cu proprietarii. Da. Da. Adică nu era chiar așa pe bogăția aia mare, ne luăm un apartament în chirie, plus că să nu uităm că aveați cât? 17 ani da, aveai tu da, când v-ați mutat prima oară. Da. Și avea 15 ani și jumătate. Da. După care v-ați luat un prim apartament... Destul de micuț. Cu strigoi, cu stafii, cu astea. Da, eu n-am crezut în astea, dar nu mai râde, că așa era. De ce, mă, cu stafii? Da. De ce cu stafii? Păi, cineva s-a omorât acolo în casă. Da, mă, nu mai râde, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. S-au certat oamenii. Au fost semne și eu am văzut semnele acestea, unele semne. M-a surprins că tu râzi. Așa? Nu, dar cum ai povestit așa? S-au omorât unii, da, nu era. Da, au niște stafii pe acolo. Și... Adevărat. Dar cum ai ajuns să iei tu apartamentul ăla, iartă? Am avut ghinion. Da, pe, la urmă l-am dat pe un telefon și m-am uitat la... Da, și m-am uitat la Ștefănești și n-avea semnal. La telefon. Erau nemeteurile alea cu 018. Era telefonul mai mare ca mine, atunci era telefonul striat. Aoleu, deci zi de apartamentul ăla așa. Da, și... am ieșit și... Cum am ieșit? După foarte multe semne au venit niște strigoi prin casă. Dar ce înseamnă semne? Se mișcau lucruri prin casă sau...? Da, Cati gătea, stăteam la etajul 3, Cati gătea și doi copii erau pe exterior la geam și râdeau la Cati. Na, nu există, mă, asta. A, bun. Ai văzut tu? Nu, Cati mi-a zis. Apoi a dormit mami la mine și a sunat cineva la ușă. Sonerie. Da. Și i-a deschis mami, l-a văzut pe unul cu pălărie și cu... Parpalac. Un parpalac negru, da. A zis, stai așa să pun ceva pe mine, mami, că s-a întors, nu mai era în ușă. Apoi l-a văzut în casă când mami s-a lungit în pat. Tot pe domnul ăsta? Pe omul ăsta. Eu când am ajuns acasă, cum erau bibliotecile înainte, știi că era o ușă de aia unde puneai banii, când închideai da, cu... Da. Se lăsa așa, că era exact, mobila aia mare. Da. În fine. Am uitat cum se numea. Da, dacă cădea mobila aia pe tine, te omor. Eu am încheiat, am închis cu cheia, unde am pus eu banii și la urmă ne-am intrat în bucătărie să mănânc. A căzut ușa jos, cu bala mea, a făcut bam, 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 bam. De vreo 3 ori s-a repetat chestia asta. Iar ce a pus capac, a venit tatăl lui Cati din morți, când eu dormeam cu Cati în pat. A tras pătura după mine jos și a zis lui Cati... Spune-i că am venit și ca semn am tras pătura după el, că e jos la capul patului. Atunci am... Dar n-ai chemat un preot? Ce preot să mai chem când mi-a zis Cati, uite, a venit tata, când știam că taică să-i mort. E bine, tatăl i-a murit de când era mică, nu? Da, vezi că e pătura jos cu care te-ai învelit și ăsta e semnul care ți l-a lăsat tata când a plecat de lângă noi din casă. Fugi! Atunci am coborât jos, l-am văzut pe unul cu telefonul, i-a zis, vrei cheia asta să-ți dai telefonul? Și a zis, băi, glumești cu mine, ce dracu? Stai seama. Dom'le, vreau să-mi dai telefonul. Mi-a dat telefonul. Mi-a luat repede un număr. 018 354 601. Sau invers, 601 354. Cu 018. Mamă, ce memorie ai. Da. Și ne-am mutat la Ștefănești, că nu mai aveam unde, la bunica. Uh-huh. La mama din partea mamei. Uh-huh. Și acolo nu avea semnal, trebuia să stau în vie. Telefonul sus. Să prins cântări. Dar niște chestii mișto, niște... Auzi, da, ce nici să zic așa? Pot să glumesc acum, nu? Te rog. Pe tatăl lui Cati l-ai lăsat cu domnul în apartament? Da! Da, Dumnezeu să... Da. Dumnezeu să-l ierte sau l-ai luat de acolo. Căticule, haide că n-ai plecat. Așa, și după aceea m-am văzut cu proprietarul care mi-a vândut apartamentul și m-a întrebat, păi, tu nu ai văzut nimic pe acolo prin casă? Zic, ce să văd? Că așa a fost casa cum mi-ai dat. Nu ți s-a întâmplat nimic dubios? Zic, ce? Copii. N-ai avut stafii, așa, nu strigă, stafii, dar atunci, abia atunci m-am speriat. Deci erau care ai văzut și tu, i-ai zis. Păi de aceea am aflat de la el că s-a spânzurat socrăsul de sus, în casă acolo. Și atunci când cineva se sinucide, nu pleacă imediat într-o parte, sau adică în rai sau în iad. A rămas cu noi în casă. A rămas pe capul tău. Păi da, și tu, dar acum, dacă știai când te faci la masă, trebuia să pui 3 farfurii. Să-i dai omului să mănânce și lui un pahar de vin și lui și așa, și era sătul. Să știi că mai lipsea bani din casă, dar nu știam cine era. N-am știut. Și mai luat o cumpărătură, Doamne. Erau invizibili. Doamne, ferească Dumnezeu. Și după v-ați mutat la Ștefănești, la bunica din partea mamei tale. Da. Și cât ați locuit acolo? Nu mai mi-aduc aminte, dar știu că am plecat iar la o verișoară de-a lui soacră mea. Tot din Ștefănești? Da. Tu nu te-ai mai mutat din momentul ăla? Ba da, în Dristor. În Dristor m-am mutat, am locuit cu ei. Am locuit cu ei acolo. Mi-am strâns niște bănișuri și m-a ajutat Bulin, prietenul meu, și încă cineva de la Românești. Îmi scapă numele acum. Nu contează? Gelu Banghe, nu? Da? Să-ți iei teren acolo? Nu. Mi-a luat un apartament în Dristor, care l-am luat și acum. Da, îl știu. Mi-a plăcut zona celebru, da. Și mi-a luat acel apartament. Ăsta este apartamentul... Am dat 12.000 de dolari. Ăsta este apartamentul celebru despre care se spunea că este apartamentul lui Adrian Minune, care nu se închide niciodată cu cheia? Da. Tu aveai mereu ușa de la casă deschisă? Da. Și mi-a spart și casa, dar știi ce au făcut, nu? Au intrat cu ușa deschisă și s-au închis înăuntru. Nu cred. Ba, da. Aveai ușa, aveai cu zi închizătoare, nu dacă închideai nu se mai... Nu era nimeni acasă. Au deschis ușa, că era deschisă, da. Au găsit-o cheie în dulap și au băgat-o în ușă și a închis. Și aici a fost norocul meu, pentru că în momentul ăla a venit Cati cu fata de mână, iar springarii... Cu Carmen. Da. Iar springarii erau în casă. Și Cati nu a putut să mai intre înăuntru, pentru că era acea cheie în ușă. Să le dea Dumnezeu sănătate la cei care mi-au spart casa. Că s-au prins singuri. Da, da. O singură dată ți s-a întâmplat asta cu spartul casei? 4-5 ori. Ți-au spart casa des? Da. Erai client fidel la un moment dat. Și sunt. Îi aștept. Acum, mai ales acum. Mi-am luat și câine și alarmă și tot ce trebuie. Da. Eu am fost acolo la tine acasă, m-ai invitat și îți mulțumesc pentru asta. Apropo, tu acolo în Ștefănești, acum, în momentul ăsta, la fel, eu am fost la tine. Da. Nu există cheie la ușă. Păi nu există, că acum... Eu acum când am fost, era o petrecere. Nu mai se spart. Lasă că la tine era o petrecere și venea toată lumea, a venit toată strada. Da, da. O să vă spun ceva, acum 2 ierni, mă cheamă domnul aici de față, hai vină până la mine că tăiem porcul. Ce să mâncăm niște șoric, să bem ceva, să bem un vin, o țuică fiartă, și mă duc. Acum ce vă imaginați când te cheamă cineva? Că te duci tu cu încă 3-4 prieteni, nu? Undeva în curte se întâmplă. Erau, cred că, 10 porci uriași pe stradă, cu toți vecinii, tot cartierul. Și el făcea exact așa. Ăsta îl luăm noi în casă, celălalt vă rog, îl puneți, îl tranșați, șoric pentru toată lumea, pentru toți vecinii, pachetele astea, să aibă toată lumea de sărbători carne de porc. Și a doua zi am mai tăiat un porc, am rămas fără. Așa ești de fiecare dată acolo? Așa i-am obișnuit eu. O dată pe săptămână avem 600 de fripturi care le facem la colțul casei. Gărtările afară și cei care trec, care apucă, le ia așa crude cu o sticluță de apă, pentru că e pomană, apa și așa. De multe ori am și greșit, că nu se mânca carne, noi am... Ai dat carne. Da, până la urmă nu contează, asta este. Dacă ți-e foame, mai... Da, mai ții cont? Da. Și mie îmi place când ajut lumea și nu sunt numai bogați la noi în Ștefănești. Eu zic la noi pentru că mă simt foarte bine la Ștefănești. Chiar dacă m-am născut în București, pentru mine casa părintească înseamnă totul. Și mă bucur când pot să-i ajut pe cei cu care am crescut și cu cu cei care au pus o cărămidă la valoarea lui Adrian Minune. Ei sunt vecinii tăi și prietenii tăi. Da. Iar la noi, vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă. Bunica cerea, băi, dă și mie sare, dă și mie, dă și mie casmaua aia. Uleiul. Dă și mie, da. Crezi că dacă ai avea vreo problemă, ar fi lângă tine acolo? Depinde, sigur că da, probleme de sănătate. Restul, cu astea, cum suntem în 2025, frații mei sunt ăștia 112 frați, acum nu mai... Știi care sunt 112 frați? Nu. Vezi? Ia scrie 112. Yes. Ce număr e? 112. Păi, crezut că spun nu știu de ce clan interlop. M-am gândit 112, frații, ca vecinii cu ce are el pe acolo, suntem o familie. 112, 112, excepțional. Ai crezut că am favorit și un clan, 112. 112, frații, care... 112, excepțional. Tu ești singurul om care, apropo de asta, că mi-ai dat-o pe asta, asta o să rămână pe TikTok. E singurul care a venit la roata norocului și a reușit să umple TikTok-ul. Știi, la un moment dat ai fost invitat cu Adiță Voicu, cu prietenul nostru, și în timp ce el a spus am capul calculator, tu ai zis, al meu e laptop. Momentul... Al lui era cu tub. Al meu e laptop. Da. Deci 112, cei 112 frați, am reținut foarte bun, foarte bun de reținut. Asta. Hai să spun ceva, în momentul când ai o problemă, iar tu te descurci, un om așa cum e mare ca tine, da? Dacă dai o palmă lui unul, cine știe cum cade și a murit. Doamne ferește, prin absolut. Da. Da? Sau altceva, îl tai tu pe el înainte să te tai el pe tine. Da. Nu se sesizează poliția dacă nu cumva șifonează el? Și atunci de ce să nu sunt tu primul? Uite ce e să mi se întâmple. Pentru că în lumea noastră, zic eu în lumea noastră, dacă te duci și îți spui, uite ce mi-a făcut, ăla, că e rușine. Nu, tată, nu e rușine. Îți salvezi familia, îți salvezi stâlpul casei, tu. Mă salvezi eu pe mine, ca să aibă Cati noroc de mine. Da? De ce să mă tai tu când pot să-mi sun frații? 112. 112 frații. Da? Și ce s-a întâmplat? Nimic, cu... O mică altercație. Da, hai dați drum. Pentru că aici e stop. Aici. E stop. Indiferent de situație, dacă când apelezi la frații ăștia, se face liniște. Normal. Bine, noi avem și BGS, avem și... Ce scuze că fac reclamă. Nu e nicio reclamă, se poate să spun orice. Da, am 3-4 reședințe unde am contract cu cei de la BGS, butonul de panică. Mai sunăm și când nu e panică. Apropo de panică. Da. A fost vreun moment în viața ta când ai crezut că nu o să mai ieși de la o cântare? Viu? Nu, dar au fost momente când s-a întâmplat până la maxim. Ai fost dar lovit? Nu pot să spun pe post. Ai fost vreodată lovit? Am văzut o imagine la un moment dat cu Florin Salam. Nu așa. Cu un domn care l-a lovit. Da. Ți s-a întâmplat să fii vreodată lovit? M-a ferit Dumnezeu, dar nu se poate întâmpla orice. Oricărui solist vocal. Nu neapărat că e Florin Salam sau că e Adrian Minune sau că e Vale Vigelie sau Adi de la Vâlcea. Sau... Totuși spuneai într-un interviu că oamenii sunt într-un fel când sunt treji. Când sunt beți, sunt altfel. Și altfel când, da, au consumat niște alcool. Deja în momentul ăla e greu să mai răspunzi. Ca să ajung la nivelul la care am ajuns ca și solist, nu material, a trebuit să trec prin toate, a trebuit să fiu lăsat pe drumuri. Adică cum, cu acordeonul în spate, copil fiind, și nu mai mi-a dat nici diferența de salariu și m-a lăsat și pe stradă cu acordeonul în brațe. Nici acasă nu m-au dus. Iar aici schimbi, bun, îmi dai toți banii înainte și îmi dai și banii de mașină. Păi eu am pornit pe leafă de 300 de lei și de la mă la șofer 300. Și tu, practic, trăiai din bacșiș. Era gratis. Da. Ai fost vreodată furat la o nuntă? Da. Furat de la școală? ca să nu mai ajung la nunta celuilalt și m-a dus la altă nuntă. Te-au furat, te-au băgat în mașină? Da, a zis maică ta să vii, eram la școală la Ștefănești, iar mami locuia în oraș. Mi-a zis maică ta să te duc până la București, dar nu spate. Zic, hai, știam de mama, la Lizanu. Când am văzut că a făcut stânga spre Cercul Magic, zic, opa, nu e bine. M-au furat. M-au furat, trebuia să fiu la nuntă la Bucur și la Iosif, sunt doi frați. Și am cântat la altcineva, dar când m-a dus acolo acasă, a zis, tată, dorm cu mine și cu nevastă mea în pat. Că mâine era nunta cu Marvele. S-au furat cu o zi înainte. Să fie sigur. Să fie sigur. Uai, ce tare. Mamă, când am văzut că au băgat cartofi la cuptor, mâncare de cartofi, că au băgat dita mai puiul la rotisor, la zic, o, e bine aici, n-ai grijă cum o scap mâine. Că tu știai că trebuie să fii acolo. Da, mama a intrat în panică, că bunica a zis, da, mai venit băiatul de la școală. Mama a intrat în panică, s-a dus la ceilalți la care trebuia să ajung. Nu erai acolo? Nu eram. Panica și mai mare? La Bucur și la Iosif. A trebuit să le dea mama banii înapoi. Mama, eu le-am dat că la 13 ani aveam 100.000 la cec. 100.000 de lei? Da. Și la 14 ani nu mai aveam nimic. Dar ce ai făcut? Te-ai jucat? Mi-am cheltuit. 100.000 de lei? Da. Într-un an? Da. Erai pe vremea lui Ceaușescu, imediat după Revoluție? Da. Apropo de asta... Pe vremea lui Ceaușescu era o mare problemă dacă aveai bani, dacă aveai bunuri, dacă aveai... Da, cum chiar, te descurcai? Chiar nu știu cum am scăpat, pentru că eu îi aveam la cec, adică era la vedere. Deci tu banii pe care îi luai de la cântări și baxișul băgai la cec? Da. Și nu te-a tras nimeni de mânecă niciodată? Nu, nu. Probabil unde eram minor. Aveai carnetul ăla de cec era cât capul meu. Pe numele tău? Da. Wow! Care a fost cel mai nebun lucru pentru care ai cântat? Nu știu, Jean la un moment dat, Jean de la Creva mi-a zis că în tinerețea lui, o doamnă, pentru că nu mai avea bani să-i dea gen bacșiș sau cum se dă dedicație, s-a dus și i-a dat vaca din curte la propriu. Și porcul, mie și lui. Ah, bravo, da, și porcul, ție porcul, și lui, da, și trebuia să împărțiți porcul. Păi nu l-am împărțit, că l-am luat eu. A, l-ai ars tu. El stătea la bloc și eu la curte și l-a luat să-l cresc și a făcut și 10 pârcei. Da. L-ai ars, mă, Jean, un porc. Și a venit la poartă. Adriene, cum face el gluma lui. Ia vino, mă. Am uitat în curte, am scos niște vin din groapă, că așa se îngropa vinul. Am făcut niște salată, cartofi prăjiți, ce făcea acolo bunica mea. Dai și mie din porcul ăla. Și i-a zis, bă, băiatule, s-a mâncat și porcul, s-a vândut și purcei, am mai luat vreo 10.000 de lei pe porci, pe timpul ăla. Dar cel mai bun lucru pentru care ai cântat? Care ți s-a oferit la o cântare? În afară de porcul ăsta, ai mai avut? Nu. Ai avut vreo cântare? Dar fii sincer. Da, te rog, zi. În viața ta. Sau, mă, altfel, ai plecat de la vreo cântare în viața ta cu un portbagaj plin de bani? Da, în 2000, în Las Vegas. Un portbagaj plin de bani? Da. Wow! Și de multe alte chestii. Wow! L-ai avut pe un domn care îți dădea câte 10, banută de 10.000 de lei? A, asta, da, asta. Asta e o altă poveste, nu? Da, Lucica Lucuza. Și îți dădea banută de 10.000 de lei? Mi-a zis, Piticule, vreau să... El era fan, Adrian. A murit Dumnezeu să-l ierte, care are restaurantul Titan. Piticule, vreau să văd cât poți tu să-mi cânti, atâția bani îți dau. Și m-am pus la mintele. Și am cântat de la 10 seara până a doua zi, la 12 ziua. Și el îți dădea bani continuu. Iar colegii mei nu au cântat deloc. Nici Florin Salam, nici Liviu Puștu, nici cine mai era atunci. Valbzele, nu mai știu cine. De ce? Păi dacă a trecut băiatul la... microfon, lasă ia băiatul bani să-i împartă cu voi. Nu? Și îți dădea bagnote de 10.000 de lei? Da. Continuu? Alea cu Bălcescu. Continuu? Da, mi-a rugat cu ele în piept, măi. Da, e singurul lucru de care... Foarte mult bani mi-a dat Lucica Lucuza. E singurul lucru la care nu te superi, nu? Când îți vine câte un fușic așa... Nu că nu mă supăr, așa... dar erau mai mui ăștia. Dacă îți dă cu 10.000 de elveții, îți face capul. Te și taie. Așa, e periculos. Ești un pasionat al mașinilor. Da. Când te-am cunoscut eu acum 20 de ani, 20 și un pic de ani, noi ne-am cunoscut la Majestic, în Olimp, dacă mai ții minte. Da. Aveam program acolo artistic, noi dansam seara, Talisman, era Teo Trandafir. Foarte mișto, foarte. Tu era o brigadă șmecheră de tot, foarte tare. Niște amintiri extraordinare. Mădălina Manole, Dumnezeu. Da, da, Gheorghe Gheorghiu, Anca Țurcașiu, era o gașcă mișto. Atunci ne-am cunoscut, atunci am avut onoarea să te cunosc și la un moment dat, într-o seară, mi-ai spus, băi, Adriane, că Adrian era, nu eram Bursucu, zice, hai cu mine la o plimbare, vii? Eu eram singur, bravo, pe acolo, pe afară. Și acum vine Adrian Minune și zice, hai să ne plimbăm. Te duci? Te duci, nu? Și aveai un Z4, un BMW Z4 albastru, decapotabil. Înainte am avut 3 Z3-uri. Da. Și avea un Z4... Dacă aveam minte de fluturat, că ce trebuia mie 3 mașini la fel? Ce trebuie să-ți iei mașini? Nu, mă duc să-mi iau mașini. Ce mașini? Z3 câte? 3? Dacă era Z4, luai 4? Atunci aveai unul. Și ieșim noi la plimbare așa, pac, și mă plimb el cu mașina și zice, bă, ce-s niște gagici mișto pe plajă acolo, pe stânga, le-am văzut eu mai devreme, nu știu cine le-i dăduță lui Pontu. Și eu zic, păi, hai să ne dăm jos. Dar aceste proști a zis să ne dăm jos, mergem cu mașina. Și am făcut stânga pe lângă hotel, pe lângă amfiteatru, mai ținte, da? Și am intrat pe plajă și ce să vezi? A rămas Z4 în nisip. Eu cu Adrian Minune, gagici cineva încolo. Și el zice, dacă ne dăm jos acum, oricum, la cât sunt eu, nu împingem pe asta de aici. Ale arăt ca proastele, fii atent, ne dăm jos, o lăsăm ca și cum aici, așa, trântim portierele și mergem la aia să le cerem ajutorul. Ieșim noi din mașină, pac, și ne-am dus înapoi la hotel. Și erau Tavi Colan, Alina Oprea. Hai să spun ce-am făcut cu mașina. A venit finul Pitbull-ul cu 455, a luat-o pe sus și a dus-o pe asfalt. Exact. Sau ne-am dus la terasă și el zice, auzi, mă, Adrian, da, ăștia toți e artiști, bă. N-avem cum să-i punem pe ăștia să care mașini. E artiști. E artiști. Zice, hai că o rezolv eu. Și ai sunat 4 prieteni care au venit și ți-au luat mașina pe sus. Da. Nu o să o iei niciodată. Da. Tot văd că vrei la tocănița asta și n-are rost la tocănița asta, pentru că vreau să aduc următoarea surpriză. Fii atent. Iar? Cipriane! Următoarea surpriză. Dacă e tot de mâncat ceva. Deci tu ai aflat că m-am operat și ai adus toată mâncarea din România la mine. Văd că Voronskaya nu ți-am dat. Cu toate că eu aș putea să-mi pun un pic, că de-aia am ținut-o și la gheață. Păi de să pun și o limba. Deci e 100% românească, bio. Hai să te ajut. Românească. Ia, pune frățiorul. Ia, fii atent aici. Ia. Hai să punem așa, ia să vedem dacă... Curge, mă? Curge. Gata! Ia uite ce frumoasă e. Ia să vedem. Să știi că nu e tare. E pentru copii. E pentru copilul Minune. E pentru copilul Minune. Ia zic că tu ești specialist. Foarte tare. Să-mi dai și mie o sticlă. Păi da, cadou. Bun. Mai am o lună de zile și mă apuc să beau. Da? După 3 luni mi-a zis domnul profesor că pot să beau un pahar de ceva. Dar până atunci poți mânca niște cartofi prăjiți cu... Tu ai vorbit cu cineva, mai ai vorbit cu Cati. Și fii atent, Cipriane, restul de cadou. Nu lăsăm așa de surpriză, că noi am aflat până la capăt. Ia, fii atent, că mi-a zis Cati. Că pe ea am întrebat-o și mi-a zis, dacă nu-i adus și roșii cu castraveți. Da. E ca și cum n-ai făcut meniul complet. Te-am nimerit? Zic, bun, cartofi ăștia, dar vodka asta, doamne, vodka asta merge brânza asta de norocire. Cu roșii, cu castraveți. Ce e mai bun? Eu când mergeam cu bunica mea la sapă, ce înseamnă? Să-ți lucrezi pământul. Bunicii mei au lucrat pământul părinților lor. Iar eu când aveam 7-8 ani, mergeam cu ei la sapă, la prășit. Ce înseamnă prășit? Porumbul când e așa, când a crescut un pic, trebuie să iei iarba așa dintre ele. Și aveau câteva pogane. Și stai și a plecat. Și ia, și ia. Bine, eu luam așa direct de la sol, că eram cât pogon, cât porumb. Cât porumb. De la mic. Îl luam din picioare. Așa. Și apoi puneam masa. Ce aveam la masă? brânză, roșii, castraveți, ceapă. Băi, dacă aveai și un pic de slănină, erai... nu prea mai aveam, pentru că asta se făcea atunci, în primăvară, imediat după ce se usca pământul, când se seamănă. Și nu aveam, pentru că era greu cu porcii, să crească porcii. Exact. Să neacă porcii, a crescut pateul. Da, și era cea mai bună mâncare posibilă. Totul era bio. Tot. Dar vezi cum viața asta, cum te-a dus? Părinții tăi lucrau pământul bunicilor. Tu ai lucrat pământul părinților până în ziua în care l-ai cumpărat. Da. Ai cumpărat pământ în ultimul timp. Am auzit, am citit. Avem. Tatăl, la ce te-a luat cu investiția asta în pământ? Dacă toată lumea a făcut chestia asta, eu de ce să nu fac? Vrei să ții pasul cu moda? Ești genul ăsta de... Ești genul ăsta de să te actualizezi tot timpul? Da. De în ce investi cei mai mulți bani? Ca business mă refer. În viitorul copiilor mei. Școală? Da. Asta nu e business. Tu ai dus, ți-ai dus toți cei trei copii la școala americană și plăteai 30.000 de dolari pe trimestru, nu? Da. După care i-ai mutat ușor în Dinu Lipatti, liceul pe care l-am terminat și eu. Pentru că am să facă muzică. Le-am terminat actorie la Dinu Lipatti. Apropo de liceul Dinu Lipatti, atenție domnilor profesori, cu ura de rasă care se face în liceu, că nu vreau să dezvăluim niște secrete și să ajungem la ministrul învățământului. Deci atenție mare. Au fost niște probleme. Da. Eu când am fost de liceu n-am avut probleme de genul ăsta. Eu am terminat Dinu Lipatti la secția actorie. Apropo de studii muzicale, tu ai terminat 10 clase, nicio treabă cu studiile muzicale. Te-ai gândit vreodată să-ți iei vreo patalamadă asta? Să termin un conservator, că mă întreabă vreodată vreunul, să am vreo hârtie sau... Nu, eu am atestat, da, pentru că altfel nu aveam cum să profesez. Sunt liber profesionist. Și am fost... Eu sunt înzestrat așa... Normal, om normal. Nu am studiat absolut... Am calitățile mele vocale, nu știu cum să-ți explic. Ai făcut vreodată ore de canto? Nu am făcut. Asta vreau. Pur și simplu e talent nativ. Am făcut ore de canto, am studiat clapele. Da? Ai cântat la piano, acordeonul. Dar, referitor la ce am spus mai devreme, că mă lăsau cu acordeonul în spate, am lăsat acordeonul și a rămas doar cu vocea. Că rămâneam ultimul la nuntă, ăștia beți, ai mai cântă și mie, Adriane, ceva, și eu cu acordeon și cântam de 3 săptămâni încoace. Și rămâneam ultimul. Și ai zis, ia, gata, suficient, că prea închid eu toate petrecerile și toate nunțile de m-ați nenorocit. Și așa am dezvoltat chestia asta, ca să cânti la microfon fără instrument. Și e foarte tare, foarte mișto, sunt foarte mulțumit de mine, mă simt foarte bine în pielea mea acum, pentru că înainte să mă operez mi-era foarte greu, mă îngrășeasem enorm, nu-mi plăcea ce vedeam în oglindă și eu am oglins, sunt narcisist, adică la ce mod? Nu că mă iubesc. Când ieși din casă trebuie să fii țiplă, da? Cămașa asta e făcută în 2021 și largă pe mine. Trebuie să ai pe tine ceva să fie... Să-ți placă ce vezi. Încă nu ai investit în haine. Nu, pentru că mai slăbesc. Mai am modificat câte ceva, mai am comandat câte ceva. Aștept la prietenul meu Ionuț. Aștept să te oprești cu scăzutul în greutate, după care să schimbi toată garderoba. Încet, îmi comand. Deja mi-am comandat că am fost naș la Andrei, la un fiind al meu. Apropo! Ai fost tu naș? Da. Da, vine nunta. Vine Carmen naș. Da? Gata, ne-am ocupat, ne ocupăm, da. O să fie o nuntă fastoasă. Câți invitați? Mare. Tu ai făcut o nuntă cu 1200 de invitații. 1200 la ora 12. Am avut 800 înăuntru, 400 pe terasă, cu două rânduri de formație. Wow! Mulți! Dumnezeu să-l ierte pe nașul meu. Cred că sunt singurul naș fără naș. Dumnezeu să-l ierte pe nașul meu. A ținut piept la toată lumea acolo. Dar nu aveai cum să te vezi cu toți în câteva ore. 1200 de persoane. Da. La un moment dat am urcat pe scenă și le-am spus, fraților, ridicați-vă și voi la masă și dansați așa cum puteți, că era unul lângă altul. Scena am umplut-o cu mese, cu scaune, cu toate astea. Auzi, și acum la Adriana câți oameni o să fie? Să zic până într-o 1200. Până într-o 1200 și la ea? Zic să avem noroc să fie până într-o 1200. Wow! Adică să nu fie foarte, să nu fie mulți. Pe la ziua mea, dacă am 2000... Apropo, vin la ziua ta. Te aștept cu mare drag. Da? Anunțăm acum în premieră că... Îmi promiți că prezint spectacol. Promit că eu prezint. A. Gata, s-a notat, nu mai e nevoie de prezentator. 24 septembrie, 24 septembrie, Berăria H. Luați biletele după Berăria H.ro. O să fie o nebunie, dar dacă vă uitați pe afi, să vedeți acolo ce invitați, unul și unul. Și am văzut acolo, să știți că nu eu sunt cel din poza neagră de pe centru, că e o poză neagră, un invitat surpriză, deci nu sunt eu. Eu acum, gata, am promis că vin să prezint, am promis, dar nu sunt eu cel care... surpriza serii, nu sunt eu. Apropo de surprize, mai ții minte surpriza pe care ți-a făcut-o ție Carmen? În momentul în care ți-a... Eu am fost cenaș. Când a cântat, da. Am urlat. Te-a terminat. Eu oricum sunt mai sensibil așa și îmi cer scuze față de ascultători și de urmăritorii tăi, că mai curge câte o lacrimă. Asta e, sufletul meu e prea mare, cât China. Asta mi-a rămas în minte. Te iubesc, Teo. Am urlat când am auzit-o pe Carmen cum a cântat și piesa care a cântat-o. M-am pitit după un stâlp și plângeam cu cea mai mare forța mea. Adriana, când ai auzit-o prima oară cântând? Măi, Adriano meu, mă, bursucul meu, tu știi, tu îți dai seama să ai un copii și tot să cânte, mă? Da. Tu îți dai seama... Lasă că Dumnezeu mi-a dat pupaia șterpii lui, sărutai șterpii lui, mi-a dat cel mai mare har posibil, cec în alb. Eu acum, dacă n-am bani, am ieșit afară, fac bani, mă descurc. Care cânt în parcare și tot se... Dar să-ți dea copiii ăștia și toți să cânte, să cânte și câinele la tine în casă. Și nepoții. Și nepoatele. Nepoata mea aia care are 6 luni. 7 luni. Cântare 7 luni. Cântă. Doamne, când am plecat, m-a pupat. Acum ești bunic mult mai implicat. Tu ai spus că am fost părinte, eu nu am avut timp să stau Carmen cu copii. A dus lipsa mea, Adriana a dus lipsa mea, băiatul meu, ăsta, hai, că ăsta l-am luat de la 3 ani după mine, că a fost mai mafiot el, așa. Și cântă cu tine acum, e cu tine pe peste tot. Da. Dar cu nepoatele acum ești... Mamă, zici că am 15 ani, m-am îndrăgostit de ele. Deci să fii și de nouă. Povestea Adriana într-un interviu că n-a crezut niciodată că tatăl ei o să-i culce fetița de 5-6 ori într-un timp atât de scurt. O culci pe nouă? Acum. De ce nu? Suntem oameni, mă. Afară de ce există în corpul ăsta divin, Doamne, iartă-mă că am zis asta, dar așa mi-a venit să zic, sunt om normal. Eu caut normalitate. Nu mi-am căutat niciodată. Sunt în TV după timpul lui Ceaușescu. Nu mi-am căutat niciodată cuvintele să vorbesc elevat, să vorbesc cu aștețe, 6 mici, 2 mici, un țap. Nu mi-am căutat niciodată cuvintele să vorbesc elevat. Ai fost natural. Ăsta sunt, dacă m-am scăpat doar și am zis este 2, este 1. Asta îmi asum. Sunt, este. Asta este, corect. Am greșit, ăsta sunt eu, natural. Adrian de la Ștefănești, Adrian Minune, Adrian cum o fi. Normalitate. De cineva, și ce am mai învățat eu în viața asta, să nu mai plec urechea la ce vorbește lumea. Uite, am fost la băiatul ăsta, la LG, pe TikTok. Oamenii au scris și urât. Te afectează? Pe asta e, că nu mi-a afectat cei 47.000 de euro care am făcut. Dar te mai afectează hate-ul? Nu știu cine e ăsta, dacă e... Am cântat la hate-ul. E un băiat de... Mai înjură ăștia pe Instagram. Mai înjură, dacă te înjură oamenii. Pe Instagram, pe Facebook. Eu nu fac meciuri, atenție. Nu, mă refer la dacă pui o poză. Cu tine, pe Instagram, pe Facebook sau pe YouTube. Nu citesc ce mi se scrie. Dar te afectează? Nu, absolut nu. Atât timp cât nu-mi iese nimic și nu-mi intră nimic în frigider, nu mă afectează. În anul 2000, cred, în emisiunea lui Teo la Pro TV, a fost bătaia regelui între tine și Nicolae Guță. Coroana, cu nu știu ce. Da. Te-a afectat vreun pic momentul ăla? Dacă spun ce m-a afectat că Ion Petrișor m-a crescut pe mine într-un fel. Și atunci era cearta între mine și el, nu era între mine și Guță. Pentru că noi suntem 5-6 soliști vocali pentru 23 de milioane de locuitori, fie loc pentru fiecare. Ai înțeles? Problema mea era cu Ion Petrișor, pentru că eu nu vreau să mă cer cu el. Da? A fost ca tata al meu. Dumnezeu să ierte. Era între mine și el, nici de cum. Ce aia să porți coroana? Ce out! Nu mă deranja, poate să aveți 10.000 de coroane. Nu Guță, că e colegul meu. Oricine. Există vreun prieten din lumea asta care cu adevărat să-ți fie prieten? Din lumea manejilor? Al cuvântului este Eliza Armeanca, care e fiul meu. Și am mai mulți prieten, în sensul bun al cuvântului. Prieten. Și tu știi foarte bine ce înseamnă prieten. Da, eu știu ce înseamnă prieten, să îndeplinească tot ce ar trebui să spună Adrian Minune în emisiunea ta. O să spun altfel. Prieteni sunt toți până la proba contrarie. Și atât. Care este omul care te-a dezamăgit cel mai tare în viața asta? Nu poate să mă dezamăgească nimeni. Am fost dezamăgit când eram copil. Prima dată când l-am luat pe unul la o nuntă, i-am dat banii să vină și n-am mai venit. Iar eu, de când mi s-a întâmplat niște cumpene de-astea, că în momentul când cineva, chiar dacă ar vrea să te ajute, nu poate, mai mult ca tu, la tine, nu ține nimeni. Nu există. Și atunci trebuie să-ți lași tu o marjă între tine și tine. Eu nu dau sfat, stimați ascultători, eu zic de mine, cum sunt eu. Adică să nu fiu criticat, să spună cineva, uite bă, ăsta ne dă 9 sfaturi. Mutați postul, mutați YouTube. Podcastul. În momentul când între tine și tine există un vid, ceva acolo care să ai vei grijă de tine. Din toate punctele de vedere, nu știu, poate nu înțelegi. Înțeleg perfect. Aici este problema. Hai să spun așa, bobește, să ai tu suta ta în șifonier. Da. Să nu trebuiască să sună nimeni. Câți ani am? 50 de ani, da? Cât vreau să mai trăiesc? În ani. Înmulțesc 100 ori 365 de zile tare, nu? Da. Ce înseamnă? 36.000, ceva, pe acolo. Ori 15 ani, faci o curteală, ți-ai pus la șifonier și ții câte 100 de acolo. Și atunci tu ai siguranța ta. Și atunci am siguranța mea. Și îmi rămâne doar Dumnezeu să-mi dea sănătate. Și să visez frumos. Și visele să mi se îndeplinească. În momentul ăsta sunt foarte bine cu cei doi prieteni din staful meu, cu Ghinița și cu Rustem. Am realizat în 2 ani cât n-au realizat alții în 2 vieți. Dăm drumul acum la tot ce ne trebuie pentru copiii noștri și pentru familia noastră, să iasă câteva sute. Totul este ca la carte și pentru ANAF și pentru fisc și pentru că nu vreau să doarmă soția mea cu griji și prietenii mei. Florin Salam. Da. Fiul tău. Da. Cât de adânc îți este în inimă în momentul ăsta? Ca și sentiment de dragoste sau... Da. Păi eu iubesc felul în care cântă. Da? Pentru că și eu la rândul meu sunt client. Iar nu pot eu la semafor să-l ascult pe Adrian Minune. Se vede urât. Eu dacă am scos o piesă, o ascult de 10 ori, văd ce lipsește, văd ce armonie mai trebuie, pentru că cei din spatele tău știu despre ce e vorba. El. Ca om. Păi ajung și aici. Ca film. Aici ajung. Eu l-ascult pe Florin Salam. Eu Adrian Minune. Și nu numai. Adică ascult pe altcineva. Iar ca și padre, eu sunt tatăl lui spiritual și să nu treacă nimeni prin ce a trecut Florin Salam. Și nu știm dacă găsim pe cineva să fie atât de tare cum este Florin Salam, de a trecut peste toate. În sfârșit și-a revenit, este cu Roxana mai peste tot. Și îmi pare bine că e lângă copiii lui și lângă familia lui și lângă Roxana lui. O lase pe un drum greșit. Vine la toate nunțile, da, și-a cumințit. Și-a cumințit că nu făcea rele. E că stă mai mult acasă cu soția și cu copiii lui. Își onorează contractele și mă bucur foarte mult pentru el. Vorbim mai mult în ultimul timp. Ai fost dezamăgit într-o anumită perioadă? Dezamăgit de cine? Fii pe față. De el. De comportamentul lui, de răceala lui. Poate ai încercat să-i dai sfaturi? Și eu am fost dezamăgit de el și el de mine. Pentru că... Ai încercat să-l sfătuiești în calitatea ta de părinte spiritual? Niciun om nu este perfect. Eu am încercat. Eu am spus așa: Florine, hai să nu mai ieșim din casă decât o dată pe lună, pe sume de la 50.000 în sus. Da? Pentru că o nuntă adevărată se face cu Florin Salam și cu Adrian Minune. Iar dacă aveam 4 de-astea pe lună, erau 200.000 pe lună. Nu mai poți trăiești cu 200.000 pe lună? Poți. Și aveam timp să stăm și cu copiii noștri și cu familiile noastre și cu toate astea. Nu am apucat să ne vedem după ce am hotărât amândoi chestia asta, dar vreau să mă opresc aici pentru că nu-i țin eu seama finului meu și vorbesc cu drag de el, dar cât am reușit să-l cunosc, mie, în afară de ce a făcut el cu viața lui și ce face el este treaba lui, mie personal mi s-a părut un om cu un suflet foarte bun. Da, e adevărat. Are un suflet foarte mare. Da. Și exact cum ai spus, poate că problemele și prin ce a trecut el... Asta am și punctat. Să nu treacă nimeni prin ce a trecut fiul meu, Florin Salam. Ai fost lângă el în momentele alea, cele mai grele ale vieții lui. Nici nu mai pun asta la socoteală. Mi s-a părut normalitate, mi s-a părut așa că trebuie să fiu un naș. De aici mă duc cu mintea la ce mi s-a întâmplat mie cu Cati și nu vreau să... Nu știu încotro luam. Nu știu dacă eram atât de tare ca el. Hai să sărim de aici. Sărim într-un loc care mie îmi place foarte tare. Cipriane? Iar mâncăm? No. De data asta fii atent aici. Hai. Ne jucăm. Hai. Avem aici jocul preferat din podcastul nostru. Astea sunt cărțile noastre periculoase. Am crezut că ne jucăm război. Exact asta ne jucăm. Fiecare trage câte o carte. Cel care trage cartea mai mică va trebui să-i răspundă sincer la o întrebare celuilalt. Trage în carte de unde vrei tu din pachet, dacă vrei le amesteci tu, n-am nicio treabă, nu le amesteca nimeni. Cine știe să conduce mai bine? Să conduce mai bine, exact. De unde vrei tu din pachet, de sus, de jos, de la mijloc, o singură carte. Cartea mai mică va trebui să răspundă la o întrebare sinceră. Ești numărul 1, că Joker n-am aici. Uite, eu trag următoarea după tine. Eu am 8. Ești bun. Cât ai? Fold. Fold. 4, da? Perfect! Ce așteptați, nu? Adrian. Hai! Spune-ne și nouă. Da. Eu nu prea scurios, dar ăștia toți din trupă fierți. Hai. Cel mai nebun loc unde ai făcut dragoste. Și Alex a auzit. Ai, în sfârșit. Băi, da, cel mai nebun. Fii atent, eu spun. Dar dacă n-am făcut cu nevastă mea. Și mă treabă aia, hai mă, cu cine fost? Zici și tu, adu-ți aminte când eram noi mici. Ce să mai acum? Ce, pe când eram noi mici, zburam cu avionul? Ai luat la business? Nu, pe nu, că în toaleta la... Hai, mă pui să spun vorba asta acum. Zi-mă, în toaleta la... Uită oameni, uită femeile. Nu am mai recunoscut și fete, stai liniștit, nu, că am întrebat. Femeile prietenilor mei, doamnele la care am cântat în vârstă. Păi am 50 de ani, nu-ți dai seama. Bine, n-ai făcut alaltăieri. Nu. Erai și tu mai tânăr, mai... Mâine. Auzi, dar... E loc, mă, în toaleta aia, mă. Nu trebuia să mă întrebi asta, mă. E, mă, loc în toaleta aia. Păi nu, că eu m-am urcat cu picioarele pe ăla, n-ai înțeles? Păi ce crezi? Păi asta lejer. Uite-mă ce mă faci. Eu asta lejer. Dragi fani, dragi telespectatori, YouTube. Uite ce... Deci, tu n-ai... Eu m-am plecat la ea. Păi ce, măi, am stat lejer. N-am eu treabă. Am pus picioarele sus pe toaletă și... Și gata. Ia s-a fardat. Nevastă. Apropo de treaba asta, a venit la mine invitat la roată, tot așa. Dragilor, ele de vină. Adrian. Și i-am pus o cutie. Știți, o cutie mai mare, așa, să stea să dea la roată să ajungă. Și la un moment dat s-a uitat la mine și cutia era mai înaltă. Și a zis, băi, nu mai tu ești capul răutăților, mi-ai pus cutia asta, dă-mi vine și rău. Mai avețeala. Aveam rău de înălțime. După care zice, auzi, ia uite-te la mine, că-s mai înalt ca tine acum. Abia acum înțeleg cum e să te apleci așa, să vorbești. Hai să mai luăm o... Apropo de când tragem o carte, să știți că este singurul meu concurent la roată, vă jur, dacă vă mint. A venit la roata norocului. În afara faptului că a venit de 3 ori de când sunt eu și de 2 ori a câștigat mașina. Și a pus în cap la un moment dat să câștige mașina. Și pe pauza de publicitate trebuia să dea pe plăcuță de 1/3 de mașină. Am luat un sandwich. Ții minte? Da. A luat un sandwich, a luat un suc de ăsta cu apă neagră și a stat timp de 15 minute și a dat de roată. Am studiat. Ca să vadă cum trebuie să dai de roată să pice pe plăcuța aia de mașină. A venit la mine înainte să intru în platou după publicitate și mi-a zis așa. De câte ori trebuie să dau? De 2 ori. Și mai zis, din primele 2 îți dau direct acolo. A dat de 3 ori. Și a dat timp faliment, a dat adiță faliment. Și la urmă mai dat de 2 ori. Și a zis, i-am zis, hai mă, Adriane, că n-ai cum. Zice, fii atent că am studiat, o dau de câte ori vrei tu. Și a pus din aparat, a dat pe plăcuța de mașină, a dat și a doua oară, m-a dat faliment adiță și a zis, de câte ori trebuie să mai dau? Încă o dată, perfect. Hap, hap, și a dat și a 3-a oară pe rat. Așa ești tot timpul foarte... Nu spun secretul ăsta. Nu, dar ești consecvent, ești foarte... Când te pui pe o treabă, trebuie să o duci până la capăt? Când studiezi o chestie, când muncești și îți dorești să faci ceva, e imposibil să nu faci. Tu ai devenit cel mai bun în domeniul tău pentru că ai studiat. Ai, ca să mă pui mie întrebările astea, stai de vorbă cu mine, ai studiat 8 ore, mi-ai zis mai devreme, da? Da. Ai ieșit emisiunea cea mai bună, da? Pentru că tu ești cel mai bun. Mulțumesc. Nu știu dacă ești cea mai bună, dar... adevărat. Ai reușit să te joci cu sentimentele mele, mi-au curs lacrimi, sinceritatea ta și ce ai făcut tu și ce ai studiat tu. Într-o emisiune, dacă nu depui suflet, la noi a dat pe afară, da, nu iese, podcastul tău, nu iese. Și eu am studiat roata, am calculat forța mea cu forța inelului care se învârte, dar în fine, nu mai spun la nimeni. Ce tare ești. Da, foarte tare. Cred că te-am bătut și de data asta, să știi. Nu m-ai bătut. Hai să vedem. Tu ai valet. Ia. Eu am damă. Fete la fete trag. Zi, câte tragem? Câte cărți vrei să luăm de jos la război? 11. Mamă. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De aici ia tu mai departe, că nu vreau să-ți iau norocul. Am luat. Ai câștigat acum. Ce ai, 2? 7. Extraordinar! Băi, nu se poate. Nu mi s-a întâmplat în viața mea nici mie până acum. Hai, prima cu prima, să nu mai pierdem timp, nu? Da. 8. Bum. Bun, gata, ai câștigat. Hai. Așa. Ce să-l mai întrebăm noi? Cheers, noroc! Stai așa. Mă simt foarte bine la emisiunea ta. Îți mulțumesc mult. Mai întrebăm o dată și hai să dăm drumul cu piesa, că mă așteaptă prietenii mei de la Chișinău. Ultima întrebare, fii atent. Zi-mă. Adrian. Este adevărat că la un moment dat ai folosit pistolul? Acum câțiva mulți ani, undeva în Pitești. Dar nu l-am folosit. S-a întâmplat acolo chestia de asta, l-am pus pe undeva sus pe un bar, să zic așa, dar în casă la mine a fost. S-a descărcat. Auzi vecini și au chemat poliția. Nu era un pistol cu gloanțe? Nu. A fost pistol de autoapărare. Dar nu-mi place să vorbesc despre asta, pentru că sunt mulți mai mulți oameni care sunt mai șmecheri ca... Apropo de șmecheri. Da. Ți-a fost vreodată frică în viața ta? Nu. Frica mi-a fost atunci când am avut Cati probleme. Ce fi în stare să faci pentru familia ta? Orice. Când spun orice, orice. Și dacă mi-e frică odată de ceva, mi este să nu treacă de subconștient. De mine mi-e frică. Atât. Pentru că se rezolvă orice dacă cel care vrea să-ți facă rău și stai de vorbă, se rezolvă. Eu știu să las de la mine ca să evit un război. Pentru că dacă cineva se rățoiește și tu îi răspunzi cu rău, se întâmplă război. Dacă tu vii acasă și țipe soția ta și țipă și ea, atunci iese... Dar dacă prima dată spune, de ce, iubitul meu, țipi? Că ai băușit un pic, culcă-te și stăm de vorbă de dimineață. Ia uite ce frumos iese. Da? Asta e un sfat de ținut minte. Tu, ca femeie, în momentul în care vezi că soțul tău sau iubitul tău a băut un pahar în plus chiar de scandal, fii dulce. Fii tu dulce, nu răspunde cu aceeași monedă, pentru că iese război. Fii relaxată și încearcă să calmezi. Încă o dată, astea sunt sfaturi doar pentru mine, nu învăț lumea să... Nu trebuie să învățăm. Noi, fiecare face ce vrea cu viața lui, dar sunt... Nu, dar e important dacă putem să gestionăm anumite situații și să învățăm în viața asta. La un moment dat, Carmen te-a întrebat în podcastul lui Shelly, da, dacă îi lași și ei toată moștenirea. Și tu i-ai spus că sunt 3 copii. N-ai cum. Da. Dacă... Zi, te rog. Ți s-a arătat Dumnezeu. Dacă? La un moment dat ți s-a arătat Dumnezeu. Da. Dacă s-ar întâmpla ca viața ta să se termine. Și nu aș mai fi eu. Da. În momentul ăsta, familia ta este asigurată? Da. Ți-ai îndeplinit scopul? Da. Și bineînțeles e soția mea care ea i-a educat. Pe mine nu m-a interesat. Eu vorbesc de familie copilor. Cu tot cu soție. Dacă toți sunt în momentul ăsta, tu sufletește, ești liniștit și știi că ai lăsat totul în regulă. E totul în regulă, pentru că eu i-am dat soției mele drept de semnătură pe tot restul vieții. Cati semnează pentru mine oriunde. Eu nu am nimic. Eu am decât pe Dumnezeu și ce costă n-am. I-am dat semnătură lui Cati, semneze pentru mine. Ea are conturile? Da. Deci Cati în momentul ăsta face tot ce ține de finanțele tale? Da. Dar sună urât conturile. Eu i-am dat viața mea pe mâna ei. I-am dat sufletul, inima. Adrian Minune, astăzi, în anul 2024, preferă cardul în buzunar sau banii cash? Cash. Dacă eu acum își cer 2000 de euro, tu iei la tine? Da. Așa ai fost educat de mic, să simți banii cash? Toată educație, noua... tocmai, dar înainte nu erau carduri. Asta spun că e noua generație. Nu au fost nici pagere. Toată lumea e cu cardul, toată lumea e cu telefonul. Plătim cu telefonul, totul se întâmplă cu telefonul. Bineînțeles că am și carduri. Dar mie îmi place cash-ul. Eu dacă cel care a inventat Bitcoin-ul ăsta a vrut să mi-l ofere pe 25 de cenți și mi-a zis, bagă și tu $1000 în Bitcoin-ul ăsta. Și am zis, nu, mie îmi place suta, că mi-o dai tu să cânt. Ai înțeles? Acum eram multimilionar. Dacă luam $2000 Bitcoin-ul ăia care... Sincer, nu-mi pare rău. Dacă o făceam, era bine. Dar nu-mi pare rău. Nu regreți după lucrurile pe care nu le faci? Nu, pentru că... Nu ai crezut în momentul ăla în treaba aia. Ăla a fost un tren în care trebuia să mor și a plecat. Și ce, am așteptat și a venit altul. Sau poate am trenul meu. Nu mănânc cu două guri. Nu suntem la fel de bogați. Suntem la fel de deștepți, suntem amândoi. Ce ai tu în față? Un microfon și eu am la fel. Cât ai tu, ai un pahar de apă și eu, la fel. Ce am eu aici? Vodka și tu, la fel. Care e mai bogat? Niciunul. Suntem amândoi bogați. Și știi de ce? Familie, copii. Exact. De neprețuit. Exact. Vreau să-ți mulțumesc mult de tot că ai venit. Și a fost o onoare. M-am simțit ca acasă la mine. Îți mulțumesc pentru faptul că ai fost sincer, ai fost deschis. Ai fost așa cum nu te-am văzut de foarte multe ori la televizor. Nu te-am văzut în podcasturi, decât foarte rar. Cred că e... La cine am fost? La Shelly, parcă nu? Sau la da, la Shelly cu Carmen. Ați fost la detectorul de minciuni? Da, și acolo m-a păcălit Carmen, dar am ajuns și nu-mi pare rău. N-ai de ce, a fost foarte mișto. Da, și este primul. Îți mulțumesc din suflet. Te pupă, frate. Și pentru că lângă noi sunt cei de la Hotplay și n-are cum Adrian Minune să plece așa... Necântat. Necântat. Altarul este bine cu microfonul. Ca și călătorului cu drumul. Înainte să pleci, am un... Înainte de toate, am un cadou pentru tine... Din partea domeniilor Mitroi. Am aici vinul pe care l-am băut astăzi, să-l iei acasă. Chiar am vrut să spun, dacă ai cumva o sticlă de vin și pentru mine, că mă duc la cei de la Chișinău. Mai am și o sticlă de vodka pe care ți-am promis-o și ți-o dau și pe asta. O iei la final de aici din frapieră. Vodka Voronskaya, o vodka bio, 100% românească, produs românesc. Vreau să ne cânti și nouă viața ta, de fapt. Viața ta, cred că se traduce într-o singură piesă. Așa sunt zilele mele. Cu mare drag, această piesă este binevenită oricând, de aceea e nemuritoare, de aceea marele DJ, am uitat cum îl cheamă în momentul ăsta... Ganaci. Salvatore Ganaci. La Antol sau la Neversea. Și au fost vorbe și pro și contra. Da, poți să-ți spune de ce am ales piesa asta? Pentru că așa sunt zilele mele. Și din alt motiv. Am venit la tine acasă atunci când am tăiat porci. Și mi-ai spus așa. Eram toți la masă la tine. Și ai spus: Băi, știți mă, piesa asta cu așa sunt zilele mele? Cine a cântat prima oară piesa asta? Și noi am zis nu. Ia căutați mă pe net, ne-ai spus. Ai văzut cât de sincer am fost? Toată lumea știa că e piesa mea. Da. Și piesa, de fapt, a fost cântată prima oară... La Cenacul Flacăra. La Cenacul Flacăra. Adrian... Cum îl chema? Nu mai știu exact, dar... Cine era cel care comenta? Adrian... Adiță Voicu. Adiță Voicu. La podcast, la Fiță cu Adiță, acolo ai spus. Și noi am rămas toți mască și am zis, du-te, n-are cum să fie Cenacul Flacăra, așa sunt zilele mele. Și am intrat. Pentru cei care n-ați văzut, intrați pe YouTube, căutați așa sunt zilele mele, Cenacul Flacăra. În anii 70. În anii 70. Sunt vers cu vers, linie melodică, tot. Sol minor, băieți. Dragii mei, ăștia am fost noi. Mișto, ca podcastul. Iar el este Adrian Minune. Și vă iubesc. Atunci când sunt necăzit, mă opresc și plâng în vid. Ghinionul por cu mine, nu știu când e rău sau bine. Îmi pare rău că am îmbătrânit și ani mi s-au dus, dar toată lumea m-a bârfit. O vorbă bună nu mi-au spus. Așa sunt zilele mele, una bună zece rele. Nu dă, Doamne, cineva să mă scape de lumea. Cineva dragilor, el a fost unicul Adrian Minune și o să rămână prietenul meu pe viață. Adrian, te iubesc, bursucule, te iubesc, mulțumesc frumos pentru tot. O pup și pe Teo, sora mea care rămâne pe viață. Eu îți mulțumesc, m-am simțit senzațional. Îți mulțumesc că te-ai deschis, îți mulțumesc că ai venit în primul rând. Dragii noștri, nu uitați să vă abonați. Asta este cel mai important, dacă v-a plăcut. Și vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat și că vă uitați la noi într-un număr atât de mare. Ăștia am fost noi. Bun, răi, suntem tot aici la un podcast mișto. Mulțumesc mult! Iar mulțumesc. El, Adrian Minune, 24 septembrie, ne vedem la Berăria H. Și eu vin să prezint. V-am pupat. Seară bună! Ceau!